Salut, Sacalor, ce faceți? Astăzi sunt cu bunul meu prieten aici de față, în apartament la mine, Grigoriu. Și astăzi, după cum v-am promis și pe Instagram, adoptăm o pisică. El a găsit pisica și o să mergem la el să o luăm. Acum merg până la mall ca să-i cumpăr de-aia de face pișu. Deocamdată următorul cadru o să fie direct din mall. Nu mai stăm, ne grăbim direct că vreau pisica. Haide! După dumneata. Grigoriu, ochelarii, așteaptă! Am fost să luăm cutiuță de transportat la pisicuță, Grigo. Ia uite, hop. Este. În schimb, tipii nu m-au lăsat să filmez acolo. Au zis că dacă vreau să filmez, să vin mai pe seară. Așa că o să vin mai pe seară, pentru că eu chiar vreau să filmez cum iau îngrășământ de la de pisicuțe, să facă pișu. Să facă pișu. Acum mergem să luăm pisicuța, să o transportăm în cutiuța ei asta super șmecheră. Nu știu ce nume să-i pun, mă. Ce nume? Am mai avut o pisică acum mulți ani. O chema Kira. Să-i mai zic Kira acum, nici nu știu. Kira. Hop! Mamă, ce curată e, dar hai că am loc dacă e. Oh. Prietene, astăzi voi fi tătic în sfârșit. O să fiu tătic. Tăticul stă la 4 stele la mine acasă în reședința SNIC. Mă joc pe calculator, vine și a se joace cu mine. Sigur că, dar sigur nu o să fie așa. O să în casă o să fii speriată. O să rupă perdea și o să facă pișul pe jos. Frumoasa, ce faci frumoasa? Ce faci frumoasa lui tata? Vai, acușa, o să fim prieteni. Dragostea mea, unde ești? Dragoste. Uai, dragostea mea, ce frumoasă e acolo. Bă, dar e frumoasă, rău, n-ai nicio treabă. Oare cum să o chemi, prieteni? Să o chemi Anastasia? Anastasia. Hei, hey, Anastasia. Uite că răspunde. Anastasia, mănâncă-ți cereale, Anastasia. Sau nu, Anastasia. Rebecca, măi, Rebecca, măi. Parascheva. Parascheva. Margareta. Margareta. Păi, Margareta. Trei băieți, trei crai pentru o pisicuță. Să vedem dacă putem să-i oferim un locșor mai bun, prieten, că despre asta este vorba în țara asta, să fim mai buni, să fim mai oameni, așa-i? Da. No refunds. Margareta? Să obișnuiți. Margareta, deja te obișnuiți. Bine, Margareta, bravo, Margareta. Margareta. Margareta, nu-i spune Margareta. Am adus mieunatoarea aici. Trebuie să mă duc, adică să ne ducem să-i luăm. Eu știu de-aia să facă pișul, că cred că am zis tot videoclipul numai de-aia să facă pișul. Trebuie să-i luăm mâncărică. Ea stă acolo, este foarte frică momentan, pentru că este sălbatică, dar o voi domestici eu, prieteni, prin metodele mele. Dar de asta sunt tătic. Eu să vedem ce face prietena. Ia uite, iubire. Iubire, mă vezi? Dar nici nu vreau să te deranjez, lasă afară. Ești afară. Păi nu fii prost. Oare se ține? Cântărește cât ea chestia asta. Hai, o să vii. Mamă, asta e Bali, direct cad. Hai că da, n-am eu loc în apartament. Na, păi ea e pe verde. Stai. Trebuie băgat înăuntru? Ia vezi ce a luat tăticul la pisică. Arată. I-a luat tăticul la pisică. I-a luat acolo să fie pisica mulțumită cu cea tati. Să fie sănătoasă pisicuța. Trebuie să-i găsim și un nume. Ia uite unde face pișul. Ia uite, are un loc să facă pișul. Își mai cheamă și vreo două prietene, cam așa. Cam așa. Oh, asta cu trufe, sigur. Garson cu trufe. Cușcuș cu trufei lu. Grigoriu, o să-i placă? Dă-mi su gust. Adult, senior, i-am luat de junior. Ce? Oficial, mă cunosc cu personalul Kaufland. Păi, dar de acum intru în magazinul meu, ești nebun, acum vin, mă salut cu toată lumea. Vezi că fac aia treaba acolo la banane, sortează banane, face, oh, salut, Dick. Zic, salut, băieți. Băi, dacă vede mama că am dat 2 milioane într-o zi pentru o pisică, hai leu. Păi, ți dau pe cămin atâta, pe o lună de cămin, chiria la cămin, eu dau pe mâță, asta e, frate. Nu știu dacă am apucat să filmez, dar noi am luat două sortimente pentru adult. Două pentru junior, două din fiecare, adică i-am luat cu găscuțe, i-am luat cu foie gras, i-am luat cu ce am mai luat? Cu miel, văcuțe, vituțe, i-am luat cu ce am mai luat? Cu puiuțe, i-am luat să aibă tot ce vrea ea. Dacă nu iese din noapte, răzbe ce-i dau. Nici nu se observă că mi-am luat mânță, deci merg așa cu o de asta de pișulică. Facem aici onorurile. Ce, eu garson, măi, de care vrei? Vrei cu rață și ficat? Vrei cu vită și miel? Vrei cu pui și miel? Sau vrei cu vită și curcan? Curcă, nu curcan. Curcă e... Cred că-i de ajuns atâta. Să mai rămân o leacă. Mai pun un pic. Gata e. Gata. Mami. Eu. Bine, hai. Ascultă. Bun așa. Amestec. Pune de pe una. Asta. Vițel și curcă. Bă, asta e perfect. Aia. Aștept un pic plaful.
Măcar bine, deci eu că nu mai am praf acolo, trebuie să acurat, dar măcar nu. Bagă și partea aia altă. Ce frumoasă ești tu, nebuna mea, Doamne. Asta, prietenii, deja a doua seară, n-am apucat să filmez pe parcursul zilei, pentru că era foarte speriată, dar acum ia uite, deja ne obișnuim. Ia uite, ne obișnuim, a? Ce zici? Ne obișnuim? Ia uite ce frumos. Ia uite, e ok. Un mic story time, în seara asta eu dormeam pe burtă, frate, și la 4 dimineața am început mă lins așa un pic, mi-a dat cu lăbuța pe mână, ca să-mi arate că ea se duce și-a făcut pișul acolo unde trebuie și m-am trezit la 4 dimineața. Eram bucuros, știi? M-am trezit bucuros că am văzut că a făcut pișul unde trebuie. Și după mi-a dat trezirea la 7, ia uite, ea doarme acum, dar și eu dormeam la 7 dimineața, dar mi-a dat trezirea și am zis nu mai dorm o leacă și mă mai trezit și la 8 și am zis gata, nu mai dorm, m-am trezit. Bă, șacalor, și-a făcut Yuki cont de Instagram, să-i dați un follow la Yuki Pisica, pentru că postează foarte des poze. Ia, hai să-i... Yuki, postezi și tu o poză în seara asta? Dar ai postat o poză, nu o să-ți dea lumea like? Ești obosită, ai dormit toată ziua, ai dormit, n-ai făcut nimic, ai dormit toată ziua. Uite, ai venit și tu, dar vreau să le arăt la lume ceva, lasă că ai mâncat destul, i-am pus acolo, deci mănânc o grămadă, apare, nu mănâncă hrană uscată, mănâncă numai hrană de aia umedă, de-aia am luat aici să fie, tatea, uite ce am luat aici, ia uite câte i-am luat, să fie ok. Da, și are o problemă, îi place mult pe balcon, dar o sta toată ziua pe balcon și nu vreau să o las seara să doarme pe balcon. Eu vreau să știu că e aici cu mine și îmi ia una, dar nu ai voie. N-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie. Vezi? Și înțelegi, așa frumos, ușor, ușor, înțelegi, ne înțelegem noi. I-am pus numele Yuki, am stat să caut numele ăsta, vreo 217 nume. Hai să ne așezăm aici cu Yuki. Și Yuki în japoneză înseamnă fericire și zăpadă. Și i-am pus Yuki pentru că este albă, gen, ca zăpada. Și fericire pentru că eu sunt un om fericit și vreau și ea să fie fericit. Deci suntem fericit. Da, și să știți că cam ăsta e vlogul. N-am filmat toată ziua cu ea pentru că am vrut să prind încredere, pentru că era foarte fricoasă, stătea numai în partea aia de cameră. Astăzi văd că au venit până aici, au făcut perimetru, s-au urcat și în pat, adică deja ne obișnuim ușor, ușor. O dărâmatea câteva chestii pe acolo, dar asta e încrederea, știi? Poate adorme și ea că am pierdut și un meci din cauza ei, că mi-e una iurea, că voia afară și m-am întors la ea că o dărâma ceva și am pierdut meciul. În final, nu uitați de un follow la Niculeț pe Instagram și la Yuki PC, ca să-i dați acolo și un like la poza aia de profil, la poza aia de postat, să facă multe, multe like-uri. Să-mi ziceți dacă vă place numele pisicii, dacă e tot ok, dacă sunt un totic bun și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat. Babă.